Dragi camarați, de la alegerile parlamentare din decembrie 2012 a trecut puțină vreme. De la alegerile locale a trecut puțin mai mult. N-am avut ocazia să fiu față în față cu dumneavoastră așa într-o întâlnire pentru faptul că în tot acest interval de timp deviza noastră a fost munca în echipă, a fost câștigarea alegerilor locale și, evident, câștigarea alegerilor parlamentare. Așa cum bine știți, alegerile locale au fost câștigate în municipiul Focșani și în județul Vrancea, într-un mod categoric, datorită faptului că am făcut o construcție extrem de serioasă, și anume Uniunea Social-Liberală. Sigur, știu că există multe frustrări, există multe nemulțumiri privind, în general, modul de acțiune al colegilor noștri din Partidul Național Liberal. Dar vreau să vă spun, dincolo de toate celelalte, că și ei au frustrări, nemulțumiri și, evident, diferența ideologică dintre noi și Partidul Național Liberal, de cele mai multe ori și-a spus cuvântul. Important este că am trecut peste toate asperitățile. Am trecut peste toate nemulțumirile și frustrările. Am câștigat atât alegerile locale, cât și alegerile parlamentare pe raza județului Vrancea. Iar eu vreau să mulțumesc în mod deosebit membrilor și simpatizanților organizației Partidului Social Democrat a municipiului Focșani. Organizația Focșani este cea mai mare și cea mai puternică organizație a Partidului Social Democrat din județul Vrancea. Pe o treime din numărul alegătorilor din județul Vrancea trăiește în Focșani. Și de aceea vreau să vă încurajez în continuare să depuneți toate eforturile și să depunem toate eforturile, pentru ca misiunea noastră, ideologia Partidului Social Democrat, forța noastră de stânga, să demonstreze cât se poate de clar în continuare că Partidul Social Democrat este, practic, cea mai importantă, Partidul Social Democrat este cel mai important partid după scena politică a județului Vrancea și după scena politică a României. De ce spun aceste lucruri? Noi știm. Suntem puternici. Dar suntem puternici datorită muncii noastre, datorită calităților noastre. Dar cel mai important lucru pentru care suntem puternici este acela că în permanență ne gândim la semenii noștri, ne gândim la oameni, ne gândim la cetățeni. Asta este diferența fundamentală între noi și regimul de tristă amintire condus de Traian Băsescu în România ultimilor ani.